Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Revenim în forță cu o serie foarte, foarte așteptată. Revenim cu seria Road to Glory cu rapidulețul. În sfârșit avem șansa să jucăm cu Rapid la FIFA. FIFA 22, începem de astăzi, așadar, începem să creăm o echipă importantă în Giulești, o echipă care sperăm noi să obțină rezultate cât mai importante. Îi dăm drumul de astăzi, începem direct în Liga 1, deja am jucat în turneul amical și am reușit să-l câștigăm. Ce drept am început foarte slăbuți, am avut ceva probleme, însă ușor, ușor am reglat problemele și ne-am impus. Am adus niște bănuți în club care au fost folosiți pentru a aduce un scouter care sper eu să ne aducă jucători care să crească în spiritul Giuleștiului și să aducă performanțe pe viitor echipei. Începem clar cu acest 4-2-3-1, ne bazăm pe moldovan. În poartă, Belu dreapta, să pun Grig în centru, Moraes stânga, Albu Crepulia la mijloc, Sefer dreapta, Ilie în spatele lui Bălan, Hristei stânga. Lotul nu arată foarte, foarte bine, din păcate, povereul foarte mici, în special la unii jucători la care nu m-aș fi așteptat. Începem cu acest OVR foarte, foarte mic pentru Horațiu, doar 63. Un jucător care a arătat foarte bine în acest început de campionat, dar care se pare că nu este pe placul celor de la EA, doar 63 pentru Horațiu. În stânga arată foarte bine Junior Moraes și ne vom baza pe el în continuare. E clar, fundași centrali vor fi Grigore și Săpun. În continuare sunt cei mai buni din echipă la noi, deși am adus doi fundași mai tineri, de 28 de ani. Acest Lang și Ferreira, 66 și 68 pentru cei doi, dar vor fi rezerve cu siguranță, nu putem să-i dăm pe Grig și pe Săpun la o parte, cel puțin deocamdată. În dreapta ne vom baza pe Belu clar și am adus și pe acest Nicolai Alho pentru a fi rezervă. Mergem la închidere pe Albu și Crepulia, Costin și Marius Marin vor fi rezerve. L-am adus pe Marius Marin și el liber de contract. Toate transferurile au fost făcute cu jucători liberi de contract. Din urmărate, bugetul nostru foarte, foarte mic, undeva la un milion și ceva. N-am prea aici să aduci cu un milion și ceva, doar un scouter, altceva, nu poate pe care poți să aduci. Sau dacă vrei, poți aduce un jucător care să crească, dar încerc să mă bazez cel puțin în acest prim sezon pe lotul actual. Lotul care se află în acest moment la echipă și sper eu să obținem rezultate bune și cu acești jucători, chiar dacă suntem la un nivel foarte, foarte mic, sper eu să obținem rezultate interesante. Debutăm direct în focurile ligii, întâi jucăm acasă cu Chindia, după vom juca la Mioveni și tot acasă terminăm episodul cu Farul Constanța. Așadar, trei meciuri foarte importante pentru noi, trei meciuri foarte grele, în care cu siguranță vom avea probleme. Dar sper eu să ieșim cu bine din aceste trei meciuri. Dăm drumul la meci și ne vedem pe Giulești. Giuleștiul este pregătit de sărbătoare, da, stadionul este plin. Am ales, de fapt, au ales cei de la EA Sports acest stadion, Molton Road. Din păcate n-am reușit să schimb numele, am să mă mai poate reușit să schimb numele. Arată foarte, foarte, foarte bine cu noul Giulești, chiar seamănă, doar că tribuna a doua e făcută așa cum trebuie, nu cum e făcută la noul Giulești. Acest stadion seamănă cu noul Giulești, l-am colorat în alb vișiniu. Așadar ne vom simți ca acasă, ne vom simți ca în Giulești. Debutăm în Liga 1, debutăm cu un meci destul de greuț. Chindia, o echipă bună a Ligii 1. Din păcate nu ne putem baza pe titulari la acest meci. Am intrat cu rezervele pentru că titularii erau obosiți, doar ce am jucat în urmă cu câteva zile finala acelui turneu amical.
Pe dăm drumul, sper să începem cu dreptul, sper să începem cu bine și să obținem o victorie. Trebuie bine să plecăm cu 3 puncte după primul meci, mai ales că jucăm acasă, nu cred că ne putem gândi la altceva. Cu siguranță, obiectivul nostru din acest sezon este play-off-ul și să încercăm să câștigăm campionatul. Dacă nu reușim să câștigăm campionatul în acest sezon, ce ocazie aici! Ce ocazie pentru Neguț! Avem noroc că trimite peste, încerca să prindă vincul aici Neguț. Da, dacă nu reușim să câștigăm titlul în primul sezon, avem marjă de eroare doar un sezon. Sezonul viitor va fi anul centenarului, așadar, dacă nu reușim în acest sezon, în sezonul următor, va trebui să luăm campionatul fără Barbu marchează primul meci în acest sezon pentru Rapidul Lețu. Curs bine acest atac, bine așa acolo, Marzuc mingea pentru Barbu și Barbu finalizează excelent sub transversală. Da, să termin ideea, așadar putem pierde titlul în acest primul sezon. Mă voi baza pe jucătorii actuali, jucătorii care sunt în lot. Dacă nu reușim să producem performanțe bune cu acești jucători, vom schimba în sezonul 2 și vom încerca să câștigăm titlul în sezonul 2, în sezonul centenarului pentru noi. Începem bine, deschidem scorul destul de repede. Plecase Marzuc, însă se oprește. Primește Ștal în bandă, mai departe Marzuc, Barbu blocat din nou aici. Pentru mine este un pic diferit jocul, dar e total diferit față de FIFA de sezonul trecut. Îmi va lua și mie ceva timp până mă acomodez cu noile lucruri și probabil rezultatele nu vor fi cele mai bune la început. Deși îmi doresc acest lucru, dar probabil la început vom suferi un pic. Depășit aici Alho de Popadiu destul de ușor. Noi dăm acolo, da, bine Goge, reușim să respingem. Preia Albu și pasează în dreapta pentru Ștal. Încercăm o diagonală, iese bine această diagonală, însă e blocat Carnat. Ce bine a curs pasa. Nu mă așteptam să intre, dar a intrat excelent. Costin pasează aici pentru Marin. Hai să încercăm un șut de la distanță. Ce bine se ducea șutul. Scoate Căbuz de sub transversală. Am vrut să mă las cu șut din prima cu Costin, însă blocat acolo culoarul. Sare mingea, am pasat mai departe pentru Marin și șutul s-a dus excelent sub transversală. Scos din nou foarte bine de Căbuz. Primește Căpușă și pasează mai departe. Minge lungă aici de urmărire pentru atacantul advers. Închide bine Gogi. Să vedem. No, plecase aici Carnat, însă nu iese pas. Florea. Blocăm din nou pasa. Hai să plecăm pe contră. Cred că e offside la Marzuc. Oricum, închisese bine acolo adversar. Pasă lungă aici, intervine bine din nou Gogi. Carnat pentru Marzuc, primește și se întoarce bine aici. Se întoarce bine Barbu. Am căutat aici cărvă, colț lung, când mă intră.
Ah, da, e diferit. Aici șutul ăsta la FIFA 21 era pe vincul. Se pare că la 22 e un pic diferit. Nu se duce așa bine acest șut. Primește din nou Barbu. Vine Marin să ajute din nou Barbu blocat aici, excelent. Pleacă pe contraatac, excelent Marin. Primește Marzuc, Ștal, depășește Ștal acolo, dă-o fața porții, haide! Haide, bă, nu reușim acolo să finalizăm. Cât de singur era pe bara a doua, pe Carnat, cred că era acolo la bara a doua, însă nu reușim să finalizăm. Da, recuperăm din nou prin Marius Marin. Primește Ștal mai departe. Hai să centrăm pe bara a doua. Hai să dăm gol acolo, dar cred că e offside. Cred că e offside. Da, e offside. Apare din nou Barbu, excelent din linia a doua, însă este în offside. Eu am vrut să gândesc altfel faza, mă gândeam că poate centrăm pe bara a doua și venea Carnat acolo în viteză, însă nu se duce unde aș fi vrut eu această centrare. Da, până... haide, măi, goge, măi... Până mă obișnuiesc eu cu jocul, până învăț noul joc, probabil va dura ceva timp. Dar deocamdată e bine, 1-0 pauză acasă cu Chindia. Nu e rău, am dominat prima repriză, posesie mult peste, situații bune de a marca. Au avut și o ocazie foarte mare acolo la Neguț, s-au trimis peste transversală din poziția aia bună. Trebuie să fim atenți, nu avem voie să ne încurcăm în acest prim meci. Recuperează din nou Marin. Primește Goge în bandă. Costin mai departe pentru Carnat. Are culoar Carnat. Carnat! Avansează Carnat! Carnat! Ah, ce bine se ducea acea pasă! Ce bine se ducea pasa aia, însă intervine acolo fundașul, excelent. Primește din nou Carnat. Da, haide să venim în fața porții cu centrare. Ei, nu apare acolo Marzuc. De ce nu vii Marzuc la finalizare, tată? Marius Marin trimite din nou pe spate. Primește Barbu. Ține bine de minge. Carnat, blocat aici, Carnat. Suntem atenți la acest contraatac, primește Iacob, înapoi pentru Popadiu, din nou Iacob. Blocăm pasa, însă sare mingea tot la ei, recuperează până la urmă Marius Marin. Hai să dăm o pasă. Da, bună pasă asta pentru Costi, pleacă Carnat în bandă, însă închide din nou fundașul advers foarte bine. Oh, ce bine se întoarce aici, Popa, 1-1. Nu înțeleg unde erau fundașii noștri. Cât de ușor pe mine, mă. Tot încercat să selectez un fundaș, nu înțeleg. Ah, e normal, am ieșit aici cu Ferreira, am ieșit foarte sus cu el. Trebuie unde sunt fundașii. Da, sunt penibili. Da, ocazii foarte mari ratate de noi de a face 2-0. E bine, nu se face 2-0, se face 1-1. Atunci când nu marchezi, adversarul vine și te pedepsește imediat. Intervenție bună din nou a adversarului aici. Nu e acolo. Doamne, nu reușim să
Ne ține de minge asta de loc. Privește Alami între linii. Da, trebuie să dau drumul un pic mai repede la minge. Foarte multe greșeli. Marzuc pentru Alami, accelerează Alami, Alami, blocat de portar aici. Intrăm în ultimele 20 de minute, avem nevoie disperat de gol. Trece aici adversarul, Alho închide, însă rămâne mingea la adversar și este 2-1 în primul. Neguț nu ne mai arată de data asta. Ce greșeală face Alho acolo. Din nou avem ocazia de a marca, de a face 2-1 noi. Ei bine, nu facem 2-1, marchează din nou Chindia pe contraatac. Se face 2-1 pentru Chindia. Și intrăm în ultimul sfert de oră. Debut slăbuț în momentul de față. Debut penibil. Nu reușim să... Haide, bă, din nou intervenție bună aici a lui Dinu. Loc de ușor e depășit. Recuperăm. Nu. Nu. Până am dat noi drumul, a intrat în offside băiatul. Deja se aud duel din tribună. Deja lumea cere demisia. După primul meci se cere demisia în Giulești. Trece Alami în fața porții pentru Marzuc. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Mă atez din poziția asta. Du-te și împușcă-te, Marzuc. Du-te și împușcă-te. Ce ocazie! Trece bine Dandea, cred că e offside. Dacă a putut să ne intre ceva astăzi, nu ne-a intrat nimic. Despa! Despa! Egalează minutul 20. Înțeleg. De ce nu a marcat Marzuc acolo? Bravo copil. Intră Despa și ne aduce un punct. Marzuc, la pușcărie cu tine. La revedere cu Marzuc. Nu mai are ce căuta în echipă. Mai bine îl bag pe copilul ăsta decât să-l bag pe Marzuc. Da, recuperăm! Hai, Marine, gata. Mai lasă nici pe noi un atac. Te rog eu frumos. Nu, de ce nu dai la băiatul ăla? Da. Debut penibil, 2-2 pe teren propriu cu Chindia. După ce am avut 1-0, am ratat ocazii imense. Chindia a avut două ocazii, hai să zicem 3, am marcat de două. Debut... mai puțin reușit. Din păcate am jucat cu rezervele, n-am avut ce să facem, titularii erau obosiți și scoate doar un 2-2 cu Chindia, vedem propriu. Debut slăbuț, debut neașteptat de greu. Asta e ce să facem, îi dăm înainte. Vedem, am dominat posesia, 61% posesie pentru noi, 6 șuturi spre poartă. N-am reușit să marcăm, asta e. Am ajuns la Mioveni, meciul 2 de astăzi. Din păcate, debutăm cu un egal pe teren propriu, egal obținut în minutul 90. Trebuie să plecăm cu 3 puncte de la Mioveni. N-avem voie să ne încurcăm la meciul ăsta. Intrăm cu titularii la meciul ăsta. În sfârșit putem alinia și noi cel mai bun 11. Și probabil vom arăta mai bine.
Sunt foarte nemulțumit de sistemul ăsta, nu știu, nu prea mi iese mie sistemul ăsta. Probabil vom schimba cât mai curând, vom trece la un sistem diferit. Cred că schimb chiar la meciul ăsta, cred că vom schimba încă de la început, pentru că Mioveniu va juca cu 5 pe fund. Se va apăra cu 5 fundași și va fi foarte greu să desfacem noi cu sistemul ăsta. Am atacat, da, 5 fundași pentru 5-2-3 pentru mine. Am arătat mult mai bine cu Chindia când am schimbat la 4-1-2-1-2 și vom începe direct pe atac. Vom încerca să marcăm încă de la început. Trebuie să plecăm neapărat cu 3 puncte de la Mioveni. Deja am pierdut 2 puncte cu Chindia. Nu ne mai permitem încă un eșec, pentru că îl putem considera eșec meciul ăla cu Chindia pe teren propriu. Deci când nu reușești să câștigi pe teren propriu, e clar un eșec. De bine ne scoate aici Mioveniu. Reușim să recuperăm, hai să plecăm pe contră. Pleacă aici Hlistei, însă n-avea un culoar foarte bun. Alegem pasă pentru Bălan. Bălan întoarce aici pentru 1-0. Marchează Junior Moraes? Nu spune că a marcat Junior Moraes. Ba da, mă, Junior Moraes marchează. Începem din nou excelent. Minutul 10, 1-0. Se pare că minutul 10 este minutul nostru. Dar să vedem dacă reușim să menținem scorul acum. Da, ce bine s-a descurcat aici. Bălan s-a întors excelent. Întoarce pasă pentru Junior Moraes. Junior Moraes marchează cu dreptul la colțul lung. Începem bine din nou. Da, bine, Albu aici, recuperăm. Greșește însă pasa. Revine Albu și pasează pentru Sefer. Sefer! Ce șut bun să scoate portarul. Ce șut bun a dat Sefer acolo. Să fim atenți la contraatac. La contraatac e problema noastră deocamdată, dar închidem bine aici prin Albu. Primește Crepulia. Din nou Sefer, culoar foarte mare pentru Sefer aici. Sefer ține bine de minge, pasează pentru Albu, trece Albu. Se întoarce un pic, Junior Moraes cu centrare ratată. Recuperează Crepuli. Putem în bandă Hlistei. Ah, blocat Hlistei aici. Începem foarte, foarte bine, arătăm bine acolo în atac. Trebuie să marcăm neapărat golul 2. Trece aici Blănaru foarte, foarte ușor. Dar revine Crepulia și blochează. Noi acolo, dar aruncăm noi de la margine. Primește Crepulia. Mai departe Sefer pentru Ilie, ajută și Bălan, vine Albu, blocat Albu, însă rămâne mingea la el și Sefer, blocat și Sefer, încercat aici cu cărv, da, am observat un lucru, da, recuperează Junior, excelent, Bălan, haide bă băiatule, da, nu mai intră cu cărv, ca la FIFA 21. Ce situații ratăm aici, situații incredibile ratat. Puteam să facem 2-0 în două situații. Avansează Dumitriu aici, pasă lungă în stânga pentru Blănaru. Spațiu mare pentru Blănaru aici, să vine excelent să pun și închide. Hai Rareș, primește Rareș, mai departe pentru Belu Iordache, pleacă Hlistei și primește Hlistei. Hlistei, dă-o în fața porții.
Da, am înțeles ce a fost aici. E bine că o ține în corner, totuși. Ai, te băi, câte mingi, mos, câte mingi scos, bă, băiatule! Junior se întoarce aici, excelent, caută dubla Junior, caută colțul lung, însă din nou se închid, se întinde, excelent, portarul celor de la Bioveni. Ai, te băi! Nimic, excelent, Rare și Lie blochează acolo. Săpunarul pentru Crepulia, din nou Ilie. Mai departe, ai albule. Am încercat din nou cu cărnuș de geala cu stângul aici. A trebuit să... Hai, băi, Cristei, bă, dor pe tine! A treia să fie minim 2-0. Să ratăm excelent de mult. Mă, mamă, cât de lenți suntem! Cât de lenți suntem, bă, de-abia ne mișcăm! Nu putem să dăm o pasă simplă. Da, îi desfacem. Primește Sefer aici. Sefer. Nu trece Sefer aici. Ce ușor, ce ușor suntem depășiți acum și suntem surprinși pe contră. Hai să închidem Crepulia. Urcă Șervănic aici. Să termină repriza. Hai să nu primim gol. Intrăm la cabine, bun zăr. Greu, foarte, foarte greu. Trebuie să lucrăm la finalizare. Ce drept, 7 șuturi, bă, băiatule, bă, 7 șuturi în prima repriză. Am marcat doar un singur gol. Da, încerc foarte, abuzez foarte mult de curve-ul ăsta. Trebuie să nu mai folosesc atât de mult, nu mai atât de... Da, pleacă Cristei aici. Cristei. Mamă, mamă, cât de lent m-a făcut preluare și până s-a întors, până, aoleu. Ritmul ăsta, dacă cu Miovente miște așa lent, da! Bolan, 2 la 0, s-a și accidentat, bă, nu înțeleg, de ce s-a accidentat? Când s-a accidentat? În sfârșit reușim să marcăm și un gol de... Te scot pe volan? Hai să mai las un pic, poate și revin. Reușește Bălan să marcheze 2 la 0 la Mioveni. Da, recuperează Sefer. Pleacă. Nu, acolo, nu acolo. Aș vrea pentru Cristei. Da, recuperăm aici prin Belu. Rare și Lee. Pleacă și privește Cristei. Ai de bă! Din nou nu prindem poarta. Iese Rare și intră Moise. Haide, 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 bă, hai, albule! Se duce bine albul, însă ajunge adversarul mai repede decât el acolo. Nu! Centrare bună aici, însă Blănaru ajunge un pic cam târziu. Trece Blănaru. Haide, bă, cât de ușor primi gol aici! Cât de ușor. Și avem ceva emoții acum, pentru că se face 2-1. Ne permitem să mai scăpăm iar două puncte printre deget. Vine, vine și primește Sefer aici. Se întoarce bine Sefer.
SFR scoate din nou, bă, băiatule, bă, câte șuturi scoți? Câte șuturi scoți? Greșim din nou, se recuperează alb. Doamne, doamne, ce mă se întâmplă? Nu puteți să dăm o pasă? Eu uite și tu. Incredibil, așa ce. Incredibil. Moise. Da! Lasă-mă, băiatule, bă, câte șuturi, bă, să scoți, bă, băiatule, bă, câte șuturi să scoți. Primește Moise. Din nou scoate portar. Capul lui Săpun aici. Dă de pe loc Săpunarul aici. Dă bine de unde vine. Însă are din nou o intervenție bună portarul advers. Primește Clistei. Se întoarce Clistei! Omul meciului, clar, portarul advers, n-ai cum, n-ai cum, bă, băiatule. Câte șuturi să scoți, bă, din nou scoate cu vârf degetele. Da! Resping fundașii advers și recuperează barbă. Da, mai departe, Clistei! Nu se poate așa ce. Ce vrei, mă, mai mult de atât? Ce vrei, mă, mai mult de atât? Nici măcar nu prins poartă. A, că dădeam cu cărb, scotea din nou portar. Acum am dat șut în plin, nici măcar poartă nu prind. Uuu, ce-a fost asta? Sanoh! Sanoh! Trece pridreja Luane, blocăm aici. Să plecăm pe contră, îi desfacem, sunt un pic rarefiații cei de la Mioveni, pleacă Bălan aici, însă vine fundașul excelent cu el. Bine, avem și să ținem mingea în teren aici. Intrăm în ultimele 12 minute, ai voi băieți, trebuie să marcăm neapărat golul 3, deja s-a ajuns în minutul 80. Și noi n-am reușit să marcăm golul 3. Da, blochează aici Belu centrarea. Se sare mingea la Șerbănică. Din nou Șerbănică, din nou blocat. Din nou Șerbănică. Reușim să scoatem mingea de acolo. Pleacă Cristei. Barb. Mai departe pentru Junior. Se întoarce Bălan aici. Bălan! 3 la 1 în sfârșit. Câte, doamne, 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 câte ocazii am avut nevoie să marcăm golul 3. Din nou arătăm foarte bine pe faza ofensivă. Slăbuți pe faza defensivă. N-ai voie să primești gol atât de ușor. Trebuie să lucrăm mai mult la finalizare. N-ai cum să ai atâtea ocazii și să ai emoții meci de meci, așa, meci de meci. Și cu echipe mici. Ai, băi, crepulia, te dă băiatul ăla la o parte. Pasă bună aici, atent Junior. Nu, trece adversarul. Dacă nu marcam golul 2, golul 3, acum eram un pop. Ai venit în 90 și primim golul 2. Cristian marchează de nou. E mult de muncă. E mult de muncă. Suferim foarte, foarte mult. Defensivă slăbuță. Aici Grigore, nu înțeleg, băi Grigore, du-te în adversar, du-te în atacant, încearcă să-l blochezi. Doamne, 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 cât de ușor primim gol.
Da, simțeam că o să avem emoții, ține bine aici rebelul Iordache mingea. Simțeam că o să avem emoții, până la urmă am avut dreptate, trebuie să marcăm golul 3. Nu ratăm aici. Nu Bălan aici. De ce să dai cu stângul, mă, din poziția asta? Cum dai tot de stâng cu stângul? Dai cu dreptul! Doamne! Să fiu sincer, parcă seamănă mai mult FIFA acum cu PES. Te scărpine așa în loc să te nu înțeleg. Dă-i cu dreptul. Da, e bine că plecăm cu 3 puncte de la noi. Debut greu de campionat. Până obișnuiesc și eu cu jucătorii, până se obișnuiesc și cu cele ce eu. Cer cam multe, ce-i drept. Dar 5 șuturi Bălan, mă, dar a marcat de 2 ori. E bine că plecăm cu 3 puncte, asta e cel mai important. Dar dacă nu marcam golul 3, eram în pericol mare de a pierde din nou 2 puncte. Greu, foarte greu. Foarte, foarte, foarte greu. Ultimul meci de astăzi, revenim pe Giulești și avem cu Farul. Trebuie să obținem din nou 3 puncte. Vom avea un meci dificil cu Farul. O echipă bună a ligii întâi, o echipă care probabil este peste noi din toate punctele de vedere. Dar trebuie să câștigăm neapărat. Trebuie să ne menținem această invincibilitate. Deși au trecut doar 2 etape, e bine, suntem neînvinși, dar foarte important să ne menținem forma. Bălan, 2 goluri e ultimul meci. Meci cu foarte multe ratări la Miove, foarte multe situații în care n-am putut să marcăm. Situații foarte, foarte bune, ratate, în special de Bălan. Vom avea un meci dificil cu Craiova, echipă cu jucători buni, jucători care caută posesia, jucători buni acolo și buni acolo și în atac. Dar va fi un meci dificil. Vom rămâne cu acest 4-2-3-1 deocamdată. E foarte important să stăm în special în defensivă bine. Noi acolo, la respinge Săpunaru, Sefer, mai departe pentru nimeni. A fost fault acolo, da, are dreptate Antoni. Lovit acolo după ce dă cu capul, nu vede nimic arbitru. Primul șut pe poartă aparține Farului. Numește Sefer, se demarcă Bălan. Hai Bălan, tată. Trece Bălan de adversar acolo. În fața porții 1-0. Marchează Rareș Ilie. Da, primul gol pentru Rareș în acest sezon. Și bine s-a descurcat acolo Bălan în bandă. Trece foarte bine de Ghiță, cred că era fundașul viitorului. Centrează în fața porții pentru Rareș și Rareș nu iartă. Reluare cu genunchiul, finalizare cu stângul. Începem din nou, excelent gol, minutul 7 de data asta, pe contraatac. Reușim să marcăm din nou primii. Ciobanu joacă aici pentru Eli în bandă. Numește Petre. Petre, Petrică, dă-i pe GSP. Când face să facem o gafă aici, însă Săpun se descurcă excelent. Pleacă aici și Sefer însă este în offside. Trebuia să fim un pic mai atenți la faza asta, puteam să-i surprindem. Celerează Pitu în bandă aici. Centrează pe bara a doua, ai Junior. Da, reușim să respingem. Să plecăm și pe contră. Primește Sefer. Ce intervenție aici. Ce intervenție.
foarte agresivi cei de la Faro. Privește Antonio, din nou îi scoatem destul de ușor. Accelerează Crepulia. Crepuli, fața porții pentru Hlistei. Este 1-0. Excelent apare Hlistei acum pe bara a doua. Dar din nou Crepulia se descurcă excelent acolo în bandă. Trece foarte bine de adversar. Centrarea e perfectă. N-avea cum să rateze Hlistei din poziția aia. Debutul excelent de partidă, 2-0, minutul 18. M-am temut de meciul ăsta. E bine, arătăm excelent și marcăm de două ori destul de repede. Primul gol și pentru Hlistei în acest sezon. Primește erare și între linii, însă e blocat aici de Ghiță. Pasă direct la adversar, acela de la Faru. Recuperă. Primite Albu în bandă aici. Excelent curge atacul. Rareș! Bun, bun șutul! Scoate de data asta portarul viitorului Faru Constanța. Ce bine se întinde aici. Să încercăm să executăm în care o acest corner. Resping cei de la far. Noi acolo. Noi acolo. Crepuli. Crepulia pentru Sefer. Sefer caută colțul lung. Haide, bă. Haide, bă. Întinde portarul aici, Tony. Se ducea bine, se ducea bine șutul. Cred că trebuia un pic mai multă tărie, un pic mai multă înălțime și nu mai avea ce să facă portarul. Credem aici destul de simplu. Primește... Da, hai Albu. Excelent pasa pentru Sefer, caută scărița Sefer, bro. Prietene, nu e fault? Da, mi s-a părut împins acolo Bălan, era singur el și dintr-o dată e dat la o parte, aiurea. Minge lungă aici. Primește Albu, mai departe Crepulia pentru Sefer, caută centrul Sefer, intră în centru, blocat aici Albu. A încercat o pasă acolo. Da, haide Bălan, haide Bălan! Bălan, e Bălan. Din nou ratează Bălan aici, se întoarce excelent cu fundașul, însă finalizarea este din nou slab. Rareș, nu prinde poarta aici. Ioani este în poartă la Faru. Primește de Neuer în stânga, avansează de Neuer. Trece de Neuer în viteză de Belu. Revine Belu și blochează prima fază, respingem aici prin Grigor. Recuperează farul destul de repede, centrează din nou de Neuer. Noi acolo se fără. Nu, pierdem din nou duelul la cap. Farul prin Pitu trece aici, excelent, intervine Săpunar. Primește Hlistei, pleacă și primește Bolan. Mai departe, curge bine, haide Sefer! Păi băi, Antonio, cu un șut mai bun. Nu acolo. A intrat la cabine cu 2-0. Din ora tăm ceva ocazii importante, am avut situații să majorăm scorul și mai mult. Însă nu reușim să mai marcăm.
O repriză bună, un singur șut pentru Faro. Noi am avut 8 șuturi. Nu. S-a băgat acolo Rare și Lie în spatele adversarului și nu mai ajunge pas. Recuperăm. Primește Bolan. Vine Fistei. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, mă, băiatule? De ce mi se blochează? N-am înțeles de unde a venit asta. Calmăm un pic jocul. Primește alb. Morai și în stânga pentru Cristei. Trece Cristei bine aici. Cristei în fața porții, Albu! Trimite peste Albu aici. Cercat un voleu cu stângul, însă ia pământul această minge, se duce peste. Mamă, Rareș, mă! Trece acolo... Haide, da, Belu, excelent, Belu, închide pe Chițu. Ținem bine de minge. Albu pasează mai departe. Se desprinde Sefer în... Antonio Sefer, până la urmă intră șutul ăsta cu cârf. Se pare că trebuie să dai mai multă forță când dai cu cârf. Nu mai e ca la 21, dar când dăteai... Ce bine se duce șutul aici, eu am vrut să dau colț lung, dar ce bine se duce. Dar trebuie să dai mai multă forță. La 21 trebuia să o ciupești, să ciupești un pic și se ducea bine mingea. E bine, acum trebuie să-i dai forță, trebuie să lovești mingea bine ca să se ducă șutul cum trebuie. Da, ușor, ușor descoperim și noi chestii. Așa cum spuneam, e foarte... important să obținem rezultate bune la acest început, mai și învățăm, ușor, ușor, o să... Da, Rareș! Scoate din nou Ioanii. Vreau să încercăm cât mai tare aceste șuturi de la distanță. Se cută Sefer, vine Albu aici, prinde Ioani. Trece aici adversarul, primește Eli în dreapta. Junior depășit aici, centrează Eli, respinge bine de acolo Bel. Crepulia, mai departe pentru Cristei. Ieșim excelent pe acest contraatac. Primește Volan, fost offside. Cristei! Pe lângă poartă, Cristei aici. Toarce bine Volan aici. Ce căuta acolo băiatul ăla în fața portarului? Se putea ridica offside în caz că intra mingea în poartă. Au un meci mult mai bun cu Faro. Am reușit cei drept să și marcăm din situațiile avute, n-am mai ratat atât de mult. Am ratat și în meciul ăsta, dar nu la fel de mult ca în primele două meciuri. Ușor, ușor învățăm și noi să finalizăm. Da, Albu. Plecăm din nou pe contră, pleacă aici Bălan și primește. Bălan. Bălan. Trece Bălan. Ia căutăm o colțul lung. Nu, respinge Ioan.
scoatem pe Ilie. Hai să încercăm Ram. Rană cu near post. Asta e. Ah, până am bătut, eu am bătut singur. Să pun. Pentru Albu, se ferește aici. De ce se ferește? Am vrut să dau șut. Am apăsat să dea șut. O, pleacă viitorul pe acest contraatac. Scapă mingea în afară. Chici. A, nu ne-a pus probleme deloc viitorul. Viitorul. Nu știu de ce tot zic viitorul. Mai multe probleme ne-a pus Mioveni. Chindia. Da, mă așteptam să avem probleme mari la meciul ăsta. A, Junior, tata. Da, Junior. Se întoarce Albu aici. Ah, blocat aici Albu. Da, Gric. Excelent, Belu. Întoarcem pasa. Junior pasează aici pentru Cătălin. Holy stay. Da, mai departe. Fața porții. Ah, de bă, dă-i ca lumea, neam, fața porții. La centrale, fața porții, tu dai lanțele portarului. Doamne, nu reușim să le luăm minge aici, nebun. Petre. Prima victorie pe teren propriu. 3-0 cu farul. Ah, ușor, ușor ne punem pe picioare. Ușor, ușor ne punem pe picioare. Ușor, ușor începem să învățăm și noi jocul. Un gol superb marcat de Tony Sefer. 4 încercări a avut Tony, 4 șuturi. A marcat o singură dată. E bine, e bine că ne punem pe picioare. Am dominat și meciul ăsta, zic eu. Am fost peste ei, nu prea am avut probleme cu farul. N-au contat foarte mult. Am mișcat bine până la urmă. Deși am plecat cu stângul, zic eu. Am făcut un egal în prima etapă. Reușim două victorii după și avem 7 puncte după primele 3 etape și ne instalăm deja pe primul loc. O surpriză, trebuie să recunosc că suntem acolo sus, e bine, e bine că începem cu dreptul. Am reușit să scăpăm de ceva jucători și avem în acest moment 1 milion pentru transferuri. Am vândut Goge, Dantea, mai mulți jucători. Și am reușit să strângem 1 milion. Mă gândesc să aduc un atacant. Ne trebuie clar un atacant acolo în față, cu viteză, un atacant de viitor. Probabil în episodul următor vom face și acest pas, vom aduce un atacant. Avem nevoie de un atacant mai penetrabil, un atacant care să ne crească din punct de vedere valoric. Da, am început cu un 2-2 pe teren propriu cu Chindia, câștigăm 3-2 la Mioveni. Primele două meciuri grele, am avut ceva emoții, însă până la urmă am reușit să ne impunem. Și după câștigăm 3-0 cu Farul, așadar un debut bun, un debut care ne dă speranțe. Episodul următor vom avea cu FC Argeș, FCSB și Botoșani. 3 meciuri din nou foarte, foarte grele. Ușor, ușor ne punem pe picioare și sper eu să arătăm din ce în ce mai bine. Sper eu să facem și ceva transferuri până se încheie perioada de transferuri și să ne batem acolo sus. Trebuie să aducem trofee în acest sezon. Încheiem aici, prietenii. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. Pa, pa!